S-au trezit fetele și băieții în această dimineață, după cum bine știm, au dormit împreună cuplurile. Diana și Dani au fost în camera matrimonială azi noapte. Deja sunt tachinări, anemona le zicea ce bine au dormit oamenii ăștia, au... Andrei le spunea că se întâmplă ceva în camera aia, nu știu ce să zic, râdeau, îi tachinau, la fel erau foarte bine dispuși și Diana le-a răspuns zâmbind că intri cumva în camera aia și ieși altfel, altcumva. Andrei le spunea că radiază, Dani a zis că se sacrifică pentru că e periculos în camera aceea, le spunea că sunt și microfoane și dacă vor se sacrifică ei doi să nu mai intre alte cupluri. Vlad le-a zis că i-a auzit că au ieșit pe terasa azi noapte la țigară. Diana îl întreba pe Dani, ai ochiul roșu? Și Dani spunea, mi-ai fi dat un pumn aseară și mi l-ai înroșit. Au spus că au și dormit și că a fost foarte bine, că nu e aceeași senzație ca la hotel, a spus Dani, dar este ok. Diana a spus că a fost fain. A ieșit și Maria pe terasă să vadă ce fac Diana și Dani. O întreba pe Diana dacă este bine, Dani părea cam palid. Diana spunea, lasă că vă vedem și pe voi mâine cum ieșiți de dimineață din camera matrimonială. Este un vibe bun în casa Mireasa de dimineață. Îi urmărim mai departe să vedem ce se întâmplă.